Ministru, domnilor ministri, aș spune câteva lucruri strict legate de temele din moțiunea de cenzură și care sunt niște lucruri, în opinia Partidului Național Liberal și deci în opinia mea, esențiale. Ne-ați prezentat, domnule prim-ministru, perimetre, diametre, adâncimi de puțuri, date de înființare și alte lucruri, pe semne corecte. Ați invocat hotărâri de guvern din 2004, din 2007, din 2009. Ați invocat costuri, prețuri și conjuncturi acum la bursă. Nu despre asta vorbim și nu știu dacă scrie pe site-ul partidului sau nu, dar noi, cei din Partidul Național Liberal, credem un lucru simplu. Că atunci când e vorba de privatizări care presupun resurse naturale ale României, trebuie să avem transparență, trebuie să avem studii serioase și din surse serioase, trebuie să avem felurite tipuri de dezbateri publice, trebuie să avem cu siguranță și cu necesitate o dezbatere în Parlament și trebuie să integrăm fiecare din aceste privatizări într-o strategie, dacă o avem, pentru dezvoltarea economică a acestei țări. Cu alte cuvinte, cred că înțelegeți, sau dacă nu, vă spun eu acum, că Partidul Național Liberal susține proprietatea privată, susține economia privată, a susținut și a făcut privatizări de mai mare sau mai mic succes în România, dar le-a făcut, și nu pune în discuție astăzi dacă trebuie sau nu să exploatăm gazul de șist, dacă trebuie sau nu să privatizăm cupru, ci respinge categoric faptul că astfel de decizii se iau pe sub mână, se iau fără transparență, se iau fără dezbatere publică și în Parlament. Ați făcut aceste lucruri și de aceea trebuie să plecați. E foarte limpede de asemenea că nu puteți convinge, ci din păcate doar plictisi, atunci când evocați faptul că și alți prim-ministri și-au suplimentat fondul aflat la dispoziția lor, sau că eventual și alți prim-ministri și alte guverne au alocat bani pe criterii de partid, bani publici. Nu discutăm despre asta, domnule prim-ministru, nu discutăm istorie. Discutăm despre faptul că guvernul dumneavoastră a făcut cu cel mai mare cinism, permiteți-mi să-i spun cu cea mai mare nerușinare, cea mai partizană alocare de fonduri publice la vedere pentru un partid pe care nu știu dacă vreți să-l transformați în mișcare, să-l renovați, să-l prezentați ca pe o marfă drept, contrafăcută, drept bună pe piața electorală, dar care nu are niciun drept să beneficieze în exclusivitate pentru interese partizane de banul public. Ați făcut asta și pentru asta trebuie să plecați. În fine, este chiar jenant să veniți să ne spuneți povești despre internaționalism luminat și patriotism vinovat de la începutul anilor 90, prefăcându-vă că nu înțelegeți, așa cum se preface și distinsul domn senator Marco Bello, prefăcându-vă că nu înțelegeți că nimeni dintre noi, liberali sau socialdemocrați, nu a negat vreodată dreptul la identitate lingvistică, la identitate culturală, la identitate de orice fel al minorităților. Istorioara cu intenție ironică a domnului Marco Bella cuprinde lucruri adevărate, da. Și PSD și PNL au guvernat împreună cu UDMR și au făcut lucruri fundamentale și corecte pentru minoritatea maghiară din România.
ceea ce dincolo de toate capcanele textelor nu vreau să vă scape, domnule prim-ministru, este esențialul, și anume că Partidul Național Liberal nu va accepta niciodată ideea că limba română nu mai este singura limbă oficială în țara românească, în statul român. Faceți facultăți în ce limbi vreți, câte vreți, dar statul român, cât mai există, cât nu l-ați dus acasă cu totul, sau în Modrogan, sau la sediu DMR din Târgu Mureș sau Miercurea Ciuc, statul român are obligația ca prin legile sale, prin instituțiile sale, să dea dreptul oricărui cetățean român aflat în suferință să meargă la medic și să vorbească limba oficială, una singură, limba română. Astea sunt câteva lucruri clare. Aș vrea să mai fie clare, scrise sau nu pe site-ul Partidului Național Liberal, două lucruri, domnule prim-ministru, legate de originea puterii în democrație și de scopul puterii în democrație. Dumneavoastră, într-un mod deplasat, ca să nu zic obraznic, l-ați trimis la școală, fără să precizați măcar la care, pe unul din liderii opoziției, care azi, în fine, a fost încărcat și cu tema suplimentară a cântului 2 din Iliada. Există în mod evident, domnule prim-ministru, școli pe care nu le-ați făcut sau pe care le-ați făcut prost. Una dintre ele este aceea care ne spune, ne învață, pe noi liberalii cel puțin, cred că și pe socialdemocrați, că originea adevărată a puterii în democrație este la cetățean, este la cetățeni, nu la telefon. Dumneavoastră, care într-un dialog de mare înălțime spirituală cu domnul Cristoiu și parțial cu domnul Turcescu, ați trimis singur la parafaze biblice, ați evocat în termen de facere, de geneza, adică nașterea guvernului dumneavoastră, și ați spus nu ca Sfânta Scriptură la început a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul, ce ați spus misterios, confundând probabil secretul de serviciu cu misterul. Ați spus, spre emoția definitivă a domnului Cristoiu, la început a fost un telefon. Și telefonul era la Băsescu. Nu pot să continui să parafrazez Scriptura în felul acesta. Dați-vă telefoane, puneți-vă întrebări, meditați, dar înțelegeți că asta nu este sursa legitimă a puterii. Înțelegeți că de aceea, pentru că n-aveți puterea de la cetățean, ci o aveți de la telefonul omului, de aceea dumneavoastră sunteți un prim-ministru care execută ordine și simulează decizii. Și pentru asta trebuie să plecați. Trebuie să plecați pentru că în viziunea noastră, a celor din Partidul Național Liberal, cred că nu scrie pe site, dar noi subînțelegem, un prim-ministru nu execută ordine, ci ia decizii. Trebuie să plecați și aveți, vă rog, bunătatea, ca la plecare, să ne spuneți măcar ale cui ordine le executați în afara acelui om care v-a dat telefon la începutul lumii. Scopurile puterii, domnule prim-ministru, nu sunt într-o democrație, se învață și asta la școală, și teoretic și practic, dacă facem politică, acelea de a apăra partide, de a salva partide sau de a naște partide. Eu știu că partidele și liderii politici se nasc greu, dar nu o faceți pe banii statului român. Folosiți-vă câmpurile de antrenamente private sau ale instituțiilor cu regim mai apărat, de ochiul public, dar nu folosiți banii publici. Nu folosiți imaginea și autoritatea guvernamentală
ca să salvați un ciuruc de partid, care e Partidul Democrat Liberal, sau ca să vă nașteți, dumneavoastră, moșiți de o întreagă națiune, un partid sau o mișcare nouă pe bani publici. Asta noi, liberalii, nu înțelegem, asta noi, liberalii, nu acceptăm și asta noi, liberalii, prin votul nostru de azi, nu vă îngăduim să faceți. În fine, la plecare, pentru că azi sau peste puțină vreme, veți pleca, domnule prim-ministru, și poate veți începe să faceți politică. Eu nu vă pot trimite la școală, nu-mi permit acest lucru, nici nu vă dau sfaturi. Vreau doar să răspund unui lucru foarte important și vă spun mai mult celorlalți colegi și poate celor care ne urmăresc, nu atât dumneavoastră. Ați sugerat la un moment dat, polemist, redutabil, ați propus o cheie în care să citiți niște declarații dure ale mele la adresa nesiguranței dumneavoastră în legătură cu faptul că sunteți independent sau sunteți membru al Partidului Național Liberal. Și ați propus să se citească asta în cheia unei temeri pe care aș avea-o față de dumneavoastră. Da, să știți că așa e. Mă tem, domnule prim-ministru, nu atât de dumneavoastră personal, cât de capacitatea sistemului în care trăim de a vă regenera. De capacitatea sistemului de a produce la infinit ungureni. Pentru că ei, ungurenii, nu sunt, așa cum încercați să pretindeți, o nouă generație în politică. Generația premianților care erau în Comitetul Central al UTC. Generația premianților care erau chemați să fie șef la SIE. Generația premianților care primeau telefon la început. Sunt premianți care n-au fost pe unde ați fost dumneavoastră, sunt în generație cu dumneavoastră. Generația nu e o serie nouă de mașinuțe cu un chip în plus. Generația cuprinde oameni în carne și oase, oameni diverși, oameni capabili ca în fața Parlamentului României să spună o frază de la ei, nu să citească o hârtie lungă și plictisitoare făcută de cineva făcut-o. Cum v-ați simțit, domnule prim-ministru, dumneavoastră, care pretindeți și bine ar fi să fi putut face o schimbare în politica românească, cum v-ați simțit cu 20 de susținători răzleți vorbind între ei și fără să vă asculte nimeni? Cum v-ați simțit ca prim-ministru? Pe cine reprezentați? Nici măcar ce-a mai rămas din adunatura pe de listă. Și atunci vă întreb cum de nu plecați singur. Cum de nu plecați singur când se dovedește clar că marea dumneavoastră pricepere a ungurenilor este nu aceea de a vă face ascultați, ci de a asculta ce vorbesc alții. Reveniți la ceea ce știți să faceți. Lăsați-l pe domnul paleologu, care a fost ascultat de sală, care a spus niște cuvinte de la dânsul, cu care s-a reacționat. Unii au râs, unii au contestat, unii au susținut. Nu puteți să faceți în felul ăsta nici o mișcare politică, nici un partid politic, dar asta nu este treaba mea. E a dumneavoastră și a electoratului. Treaba mea este ca prin votul de azi să vă spun, mergeți și jucați-vă de a generația nouă, de a facerea lumii în trei acte cu Traian Băsescu și telefonul, de a lăsați intelectualii să vină la mine când de fapt chemați primarii la buget. Jucați-vă de a ce vreți, de a mișcarea, dar nu pe banii publici, nu pe soarta țării, nu pe soarta limbii române, nu pe resursele naturale ale României. Și închei cu un ultim cuvânt special către reprezentanții în Parlament ai minorităților naționale, că sunt sau că nu sunt aici. Dragii noștri colegi, România a fost și este neînchipuit de generoasă atunci când acordă oricărui reprezentant de minoritate etnică din România, fie și cu 200 de voturi în spate, dreptul de a reprezenta întreaga națiune română ca parlamentar. Aveți toate aceste drepturi. Ați primit toate aceste drepturi.
Ați fost respectați și ajutați de toate majoritățile și de toate guvernele. Azi nu Uniunea Social-Liberală, nu Partidul Național Liberal sau Partidul Social-Democrat au nevoie de dumneavoastră. Astăzi România, care v-a investit cu acest mandat, vă cheamă. Azi limba română vă cheamă în ajutor și vă cere să o ajutați. Și vă cer și eu, și vă cerem și noi, să înțelegeți că aveți toate drepturile în această țară, dar unul singur nu-l aveți și nu-l veți avea niciodată. Să hotărâți soarta a 20 de milioane de români atunci când aveți condiții bune de la guvernare și să vă ascundeți. Nu aveți voie azi să vă ascundeți. Votați într-un fel sau altul. Pentru că dacă vă ascundeți azi, nu vă va mai căuta nimeni. Înseamnă că de fapt astăzi cei care nu exercitați un vot înseamnă că demisionați definitiv din condiția de parlamentar român. Vă mulțumesc! Ați vorbit exact 17 minute. Ați